Liviu Dragnea a declarat că cel puțin în ultima lună a primit foarte multe solicitări de la primari din țară, de la consilieri locali și județeni, de la președinții de consilii județene, care i-au semnalat că există o problemă determinată de instabilitate în administrația locală generată de apariția noilor partide. Vicepremierul crede că neajunsul ar dispărea dacă timp de 2 săptămâni aleșii locali ar fi lăsat să-și aleagă formațiunea din care vor să facă parte, fără să-și piardă mandatul. Dată-mă cumva, în perioada imediat următoare, că deja începe să devină o situație care trebuie rezolvată urgent, n-ar trebui să luăm modelul din 2006 și să adoptăm un alt normativ prin care să se stabilească o perioadă, de 2 săptămâni, prin care toți aleșii locali să poată opta în care partidul vor să activeze. În 2006 a fost o situație identică, în care atunci s-au dat 45 de zile, dacă mai ține minte, pentru că este nevoie să se limpezească scena politică. Ce ne interesează foarte mult? Sfârșitul acestui an reprezintă perioada în care noi ne mobilizăm foarte mult și noi și aleșii locali pentru a depune proiecte pe finanțări europene și ne interesează ca în această perioadă și la începutul anului următor să nu avem sincope în ședințele de Consiliu Casei Județene pentru a putea depune proiecte și asta ne trezim cu 2 ani de zile de blocaje. De blocaje instituționale care, de fapt, se transformă în blocaje financiare și iar rămâne cu miliarde de lei. Întrebat dacă nu cumva această decizie ar favoriza traseismul politic, Liviu Dragnea a răspuns. Nu susține migrația politică. Dar nici nu putem să stăm indiferenți de dragul unora, da? Deontologii care spart televizoarele și care nu știu ce se întâmplă în viața reală. Pentru mine este foarte important ca fiecare om din această țară, dintr-o comunitate, să poată să beneficieze de acea dezvoltare și pentru asta sunt dispus să susțin un asemenea proiect de normativ pentru ca blocaje în administrația locală să nu mai existe. Pentru că, eu nu știu dacă asta mergeți, dar eu dacă merg într-o comună și discut cu oamenii și spun că putem să finanțăm o lucrare, alimentare, poate sau canalizare, sau o școală, în schimb, nu vine hotărârea de Consiliul Local din acea localitate, pentru că acolo se ceartă 3 consilierii locali, oamenii cu ce rămân? Cu dezbaterea noastră la televizor, în care, care mai de care, stăm cu nasul posesc și spunem, nu susținem migrația politică și, de fapt, ei nu rămân cu nimic. Nu. Vorbim de 2 săptămâni în care să se limpezească lucrurile. Vicepremierul Liviu Dragnea a făcut declarațiile la Suceava în prezența tuturor primarilor din județ.